Și vă, mă, și voi cum trăim, bă. Mă, de ce angajați din primărie acum 2-3 săptămâni s-au pozat, frate? Nu poți să, n-ai ce să-mi faci tu mie, mă. Mie mi-e frică, mă, de tine, nici de cine vrei. Te uitați, patrioții care au făcut cura la... A luat toți angajații din primărie acum 2-3 săptămâni, s-au pozat, au făcut poze, s-au luat în brațe cu copii de la școală, cu... Ia uitați-vă! Da. Uitați-vă, mă, și voi cum trăim, bă! Mă, de ce, mă, dacă nu te pricep, mă, de ce nu te duci acasă? Bă, ce să te duci, mă, tu acasă când interesele sunt mari? Da? Noi trebuie să stăm așa și voi să vă faceți treburile! N-ai tu treabă cu cetățeanul, gospodarele! Da? Hai! Da, nu mai veniți acum primăria Coșoveni, angajații? Nu mai veniți tata acum să faceți curățenie? Sau faceți numai la poze, așa, sau cum... A? Bă, prefăcuților, ăsta e centrul comunei Coșoveni, bă. Centrul comunei, bă. Uite părculețul cum așa, uite, asta e proprietatea lui, nu știu de unde ce e pe proprietatea lui, că a bătut-o pe Viorica acolo. A zis că intră pe proprietatea lui, uite, eu să intru pe proprietatea ta, vină cu așa, bate-mă! Și pe mine, hai, vină cu, uite, eu calc aici pe proprietate, da? Vină cu, hai, vină cu, aici a bătut-o pe viață, uitați și aici, uitați-vă, și voi, și că asta e proprietatea lui și uitați-vă ce e pe proprietatea lui, uitați-vă, boji, uitați-vă, boschiță, uitați-vă, mizerie, uitați-vă, da? Ăsta e primarul care te conduce, mă, bă, coșovenarule, bă, bă, toți sunt niște zla, bă, sunteți lași, bă, toți, ia uita, păr, animale moarte, ia să vă poate chem poliția acum, să sun la poliție dacă e vreo. Rom ortăciune pe aici. Da, ia uite. Uitați-vă și voi. Oase de cadavre ce au făcut. Uitați, bă, uitați-vă, mă, milogul satului, bă. E profi, bă, aici la 3 metri, bă. Bă, trăivar familiile voastre, bă. Bă, despre ce vorbim, bă? A, ia uite. Ia uite, gospodarul n-a făcut nimic toată vara. Ia uite boschetărimea, da? N-are el soluții, mă. Noi nu-i trebuie soluții, noi trebuie să îndurăm și să trăim așa. Că dacă nu ne dă cu pumnul în gură, ați văzut. Îți dă peste telefon. Bă, golanule, care ești? Ia uitați WC-ul. Uitați-vă și voi ce minte a avut, băi, frate, băi. Și a făcut contre cu mine, cu WC-ul ăsta. Deci să vă spun cu WC-ul ăsta, da? Să vedeți ce minte are. El a făcut acolo construcție din lemn. Și a făcut sediu PNL Coșoveni, unde el este președinte de partid. Când a fost campania, veneau fel și fel de oameni aici lângă el, a crezut că face el ceva, face căcatul, frate, eu eram sigur că nu face nimic, da? Ce a zis el? Bă, dacă vin oamenii aici, stai să le ofer condiții, să aibă unde să facă nevoile. Și a făcut ăsta aici. El n-a auzit săracul de WC-ul ecologic, din plastic, de la omologate, frumos, venea, le punea aici cât era campania, dar n-a mai vrut să mai da bani nici mecherul. Mă înțelegeți? Ce ați luat să bă că le pun? Deci dacă Stoica, cum a venit Stoica aici de la PNL, Doj, vă dau un exemplu, și șefii ai mari, vreau și ei să ducă la WC, el le invita aici la WC, la groapa asta care s-o vă arăt acum, da? Uitați-vă, vă și voi. Bă, cum să ne lăsăm pe mâna unui om, mă, ca asta? Ia uitați-vă! Uitați-vă! Și voi, mă! Băi, ferească-te, Dumnezeu! Cum o să sap groapa asta la cazma? Și după aia să vii cu lemnele ăștia? Să faci WC-ul, tu primar, și veneau ăia de la partid aici, da? Ce făcea? Vreau și la WC, unde îi duceai? Îi duceai la groapa asta aici? Ha? Puteți seama că ei s-au pișat pe ei de râs. Dar nu știu, el, că el, WC-ul ăsta l-a făcut în perioada când au fost alegerile, da? Bă, nu știu cine a venit în WC-ul ăsta aici, da? Că eu nu veneam nici mai bine, mă ceam pe prin boscheții aia pe acolo, da? Dar nu veneam în mizeria asta ta aici. Bă, voi vă dați seama, mă, cât gândește ăsta, mă? Mă, ce cereți voi lui ăsta, băi, oameni buni? Mă, eu vorbesc de soarta mea, mă. Soarta voastră, soarta la copiii voștri. Dacă tu faci asemenea mizerii ca primar, mă, ce vreți de la asta? Canalizare? Vreți asfalt? Ăștia-s babauri, mă! Acum e bătaie pe suta aia de miliarde care a fost. Suta de miliarde care a fost strânsă și nu i-au votat lui Coandă niciun proiect de investiții și au pus mâna ei pe ea, că asta a fost și șmecheria. Da? Dacă tu ca primar îmi vii mie cu asemenea gândire în mijlocul satului, în mijlocul comunei Coșoveni, să vii tu să faci o groapă plină, bine că ea a fost aici cu dejecții, cu tot fel și fel, că se urinau aici care veneau și îl foloseau, da? Și aici este părculeț unde mai vii și tu te mai relaxezi, dacă mai vii, e utilitate publică, vii și tu să relaxezi, dai de căcatul primarului din comuna Coșoveni, județul Dolj, care a făcut groapa asta în mijlocul satului, căci că e proprietatea lui, auzi? Și nici nu vrea din bun simț, măi, eu îl dădeam jos și nu făceam!
Dar tu, ca să nu mai dai bani la WC-urile ecologice, ce ai zis? Lasă-mă că fac o groapă, dă-i dai dracu încolo de boschetar, că și așa, sunt de la țară bosche, ca așa ne considerați, boschetari de la țară, da? Și a venit, bineînțeles, uitați-vă și voi cu putreziciunile ăștia, și n-a vrut să-l dea jos, el făcea contre cu mine, nu dau mai eu jos, nu fac eu, ia-mă WC-ul, ia-mă miseria din mijlocul satului, miroase a căcat și a pișat, ia-mă Buda aia, ia-mă căcăstoarea aia de acolo, da? Și, până la urmă, obligat, uitați, a fărâmat și a rămas groapă. Asta e amintirea lui primarului de Coșoveni, să facem și o poză. Bă, nesimțitule care ești, mă, golanule, mă. Mă, tu credeai că mi-ai închis tu mie gura? Stai că vine peste tine iar acum. Ia uitați-vă, atâta gândește. Groapa asta să rămână în amintirea coșovenarilor. Atâta poate primarul ăsta, da? Tu, în mijlocul satului, vii cu căcatul ăsta și montezi aici. Da, că nu ai minte, nu judeci, ești vai de steaua ta și tu vorbești nouă de proiecte norvegiene, de babaule tăi și tu ești stare să stai o iarbă. Dacă zici că ăsta e terenul tău, să străiască ție copiii tăi, eu sunt pe terenul tău, să moară familia mea dacă nu stau aici pe terenul tău, până vii pe terenul tău aici și vreau să dai mine cum ai dat în Viorica. Hai, te aștept, vino, hai, uite aici, te aștept. Mai stau 5 minute să vii că ești la primărie și că te uiți pe live și eu sunt acum, zici tu că sunt pe proprietatea ta, da? Bă, vino aici, dacă tu crezi că eu am încălcat ceva și vino cu așa și lovește-mă ca pe Viorica. Hai că-ți arăt eu ție după aia, da? Uitați, așa și face, așa gospodarul, așa face comuna, da? Uitați-vă și voi, da? Ia, ia, a venit, ia. Ați dat WC-ul, domn primar, până la urmă? L-ați dat, ați văzut? Știi că e proprietatea asta aici? Nu știu. Hă? Nu. Păi tu ce filmă spune acum? Păi de unde descrie? Ești, bă, foarte proprietatea omului, bă, de nesimțitul. Tu te vă la nevastă ta acasă, bă, nu aici, bă. Nu, că-ți dau cu asta, nu. Dai cu aia, uite. Ai grijă, nesimțitule. Nu mai dai cu aia, uite. Conform legii, pe proprietatea conform legii, băi, nesimțitule, conform legii, băi, golanule, conform legii trebuie să pui, băi, golanule, care ești de primar. Îngrădejdești proprietatea, așa spune legea, băi golanule! Băi golanule care ești! Derbedeule! Ia uite ce tupiu avea în el, bă! Și că e proprietatea lui! Unde scrie, bă, că e proprietatea de aia? Ia uite ce tupiu avea în el, bă. Și că e proprietatea lui. Unde scrie, bă, că e proprietatea de aia? Ia, bă, unde? Să uite și el pe live, îmi place mult. Ia, bă, că am intrat iar pe proprietatea de aia, vină încă. Hai. Proprietatea ta, unde scrie, mă, că e proprietatea ta? Ai tu îngrădit ceva, cum spune legea? Da, ați văzut golanul, mă? Ăsta e, mă, primarul care l-ați ales, da? Ăsta e primarul care l-ați ales. Un golan. El nu știe de legea proprietății, că spune legea clar. Dacă ai proprietate, trebuie să pui ori o pancardă de avertizare în care să avertizezi cetățeanul că este proprietate privată, ori dacă nu se îngrădește. Asta nu știe, mă, de lege, asta vine, ăsta vine cu pumnul, mă, ăsta vine golanul, ăsta vine cu pumnul, mă, el crede că mă intimidează pe mine, da? Ce vrimoși și mă agresez așa, golanule, că îți dau cu cafea asta în ochi, dar eu, bă, eu mă abțin, oameni buni, ca să nu-mi iau dosar, că el asta vrea. Să-i dau vreo una să-mi iau un dosar, știi? Eu mă abțin, lasă, vine să facă, da? Și că e proprietatea lui, uite-mă, mă plimb pe aici. Uite-mă, uite pe aici mă plimb. Da, și că e proprietatea, dovedește-mă că e proprietatea ta, hai. Dovedește-mă unde e proprietatea ta. Unde e, mă, că e parculeț aici? Scrie undeva proprietatea ta? E gar cumva? Băi, golanule care te uiți pe live. Potolește-te cu harfele ăștia cu mine, da? Ați văzut... Ce comportament are oameni, măi? L-ați văzut, măi, fraților, măi? Acum stau și vă întreb și eu pe voi, să vă dea Dumnezeu sănătate. Băi, oameni buni, tu ca cetățean, care nu ești învățat cu jignirile ăștia și nu ești învățat cu agresivitatea asta a acestui golande, că ăsta e primar acum, nu e orice cetățean, da? Ce faci tu, mă, cu ăsta? Mă, ce faci, mă, cu ăsta, mă? Mă, ce faci tu ca cetățean când te duci tu cu o problemă la el? Că ăsta așa face. Tu ia și te îmbrâncește prin primărie. Eu îmi permit cu el, eu sunt obișnuit de acolo de... Că nu vreau să-l înjur, să-l jignez, da? Dar ce faceți, mă, voi? Mă, ce faceți voi cu golanul ăsta? Că sunt oameni care că te-a împins ăsta, nici nu mai dai pe la primărie de frică, da? Și că e proprietatea lui. Uite, băi, tu pe proprietate că te uiți la live. Băi, uite, mai într-o dată, vină încă, hai! Vină încă!
Vino cu, hai, uite aici, intru pe proprietate. Dacă e proprietatea ta, demonstrează că e proprietatea ta, hai. Vino cu. Uite, mai intru o dată. Ca să-ți arăt că mai intru o dată. Hai, mă, vino cu. A zis, ce, el e ofticat acum, nu mai poate. El e ofticat, de ce? Că nu poate să-mi închidă mie gura. Eu îmi cunosc drepturile mele, nu-mi cal nimic, doar vă arăt măgăriile care le face el pe aici, da? Spunea că nu ia veciu, uite veciu, luat. Hai că ți arăt eu ție, de seară, pregătește-te de seară. Te pregătești iar de seară, cu un dosar penal iar. Uitați mizerie, oameni buni. El se plimbă cu mașina pe motorina noastră, s-a dus acasă. Acum stă o jumătate de oră, mănâncă 140 de milioane salariu și fraierii trebuie să stea să îndure că vrea golanul ăsta, să facă ce vrea mușchiul lui, că noi nu mai avem drept să spunem că vedeți cum face, da? Da. Mă, ce are ăsta în capul lui să moară familia mea, dacă... Mă înțelegeți ce vreau să spun? Ce are? Uitați mizerie, băi! Nu mai vin patrioții acum! Nu mai vin patrioții! Patrioților de la primărie, unde sunteți să faceți curat? Angajații, hai mai faceți o acțiune de aia cu domn primar și faceți curat pe aici, infecția asta! Da? A pus o cameră aici, uitați-o, și trei camere, 9 camere achiziționate, uitați-o, stai să mă arăt. Unde e camera? Uite acolo. Uite aici. I-a dat Consiliul Local cu hotărâre 3 miliarde, l-a pus de 600 de milioane, trei var cu familia voastră și bate joc de noi, da? Le-a montat unde a vrut mușchiul lui. Deci le-a montat unde a vrut mușchiul lui. Davar Dumnezeu sănătate, le-a pus pe drumul național 6. Nu sunt pe domeniul public acolo. Deci le-a montat unde a vrut mușchiul lui. Davar Dumnezeu sănătate, le-a pus pe drumul național 6. Nu sunt pe domeniul public acolo. Da? De ce le trebuia montate aici în comună? Că de-aia am dat bani. Să ne asigure siguranța, că știți că au